Noi suntem angajați. Situație tensionată în cadrul alianței de guvernare. Președintele liberal-democraților Vlad Filat a făcut public numele păpușarului despre care a tot vorbit pe parcursul campaniei electorale. Este vorba de colegul său din alianță, democratul Vlad Plahotniuc. Potrivit lui Filat, anume, el este cel care se face vinovat de situația de la Franzeluța, MOL Telecom, Banca de Economii și alte întreprinderi cu capital majoritar de stat. Nu, dar voi știți ce? Adică spun, dar este foarte bun și nu este clar cât trebuie să îngloam așa, păpușarul nu se liniștește și încearcă să-și impună în continuare regulile proprii de joc în Republica Moldova. Și acest lucru vreau să spun că eu personal nu voi tolera. Nu face regulă și la Franzeluța, și la MOL Telecom, și la Metal Ferros, și la multe alte întreprinderi și în sectorul energetic. Acolo unde trebuie, în sfârșit, să facem regulă. La rândul său, Vlad Plahotniuc a spus că un premier trebuie să se ocupe de problemele cetățenilor și nu de păpuși. Bineînțeles, frustrările sunt legate și de faptul că multe persoane s-au dezamăgit în capacitățile lui manageriale. Eu personal le cunosc de mult. Dacă m-aș fi coborât și eu la acest nivel, la cale în barzi de bulevard, ar fi trebuit să operez și eu cu noțiuni gen regiile contrabandei, țara IPTEC, nu am făcut-o și am considerat că o fac corect. A fost investit pentru să aibă grijă cetățenilor. Și nu de păpuși, păpușari. Mai bine s-ar fi ocupat de păpușoi și recolta de sfeclă, că suntem în prim sezon agricol. Liderul democraților, Marian Lupu, crede însă că prin dezvăluirea păpușarului, PLDM se pregătește pentru schimbarea formatului actualei guvernări. Cred că este o răbufnire de careva emoții foarte și foarte puternice, care au fost ascunse până acum. Eu nu exclud că este o pregătire pentru schimbarea formatului actualei guvernări și formării unei altei coaliții, PLDM, PCRM. Se mai pleacă și de la situația că colegii noștri sunt cam decepționați de rezultatele în alegerile generale locale. Deținerea reacției pentru Republica Moldova nu înseamnă că urmează să fiu părtaș la fără de lege în Republica Moldova. Și cum spuneam, toleranță zero în acest moment pentru tot ce înseamnă fără de lege în țara asta. Întrebat cum comentează acuzațiile reciproce dintre Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, președintele PL Mihai Ghimpo a declarat că toate problemele trebuie discutate în interiorul alianței și nu în vizorul opiniei publice. Conflictul dintre liberal-democrați și democrații a început înainte de ședința în plena legislativului. Deputații din PLDM au refuzat să intre în Parlament pe ușa laterală, motivând că trebuie să intre pe cea centrală, care era încuiată. Ușa a fost deschisă însă când a venit prim vicepreședintele legislativului, Vlad Plahotniuc. Liberalii au intrat pe ușa care era deschisă. În sfârșit am înțeles cine poate deschide ușile în Republica Moldova. Nu, cine deschide ușile astea dumneavoastră? Eu nici nu știu, de acum și mie scârbă să intru pe ușa asta, sincer vă spun. Țara minunilor, Doamne, păzește Moldova. Două covorași care indică calea spre intrare. Deci respectiv înseamnă că și pe acest covoraș se poate de mers și de intrat în Parlament. Atunci să scoată un covoraș, să rămână numai unul care indică pe ce ușă trebuie să intrăm. Cred că este un joc de copii ca substanță la această întrebare, fiindcă mergeți la Casa Guvernului și vedeți câte intrări sunt și cine pe unde intră. Toată lumea trebuie să fie puse în condiții egale. Dacă este deschisă o ușă, toată lumea trece prin aceeași ușă. La începutul ședinței, Veaceslav Ionita a solicitat Procuraturii Generale să ofere explicații pe marginea acestei situații. Vlad Filat a declarat că în spatele plecării lui Mihai Godea din PLDM ar sta un păpușar, referindu-se la Vlad Plahotniuc, fără a-i dezvălui numele. Unica precizare pe care o făcuse președintele liberal-democraților până acum este că păpușarul e originar din Esporeni.